Primăria Buzău a făcut un nou pas pentru amenajarea unui nou parc în zona de est a orașului. Consiliul Local Municipal a aprobat planul urbanistic zonal pentru regenerarea spațiului urban adiacent Parcului Tineretului. Astfel, pe o suprafață de 45 de hectare, între parc și digul Buzăului, urmează să fie amenajat un spațiu generos cu o mini-deltă și multe locuri de petrecere a timpului liber. Investițiile vor fi realizate cu fonduri europene. S-a aprobat un plus pe 45 de hectare. Pe câteva hectare din acest plus de 45 de hectare va fi un proiect de 5 milioane de euro, regenerare urbană, fonduri europene. A fost depus deja, a fost acceptat, mai era nevoie și de această aprobare a Consiliului Local, aprobarea proiectului de fapt. Și, bineînțeles, vom face unul din cele mai frumoase locuri de atracție din acest oraș, inclusiv cu două bretele care vor duce pe viitoarea centură de est. Tot cu fonduri europene, în apropiere de Parcul Tineretului, urmează să fie ridicat un bazin olimpic în valoare de peste 17 milioane de euro. Același proiect prevede construcția unei săli de sport cu o capacitate dublă față de cea a sălii sporturilor Romeo Iamandi, care ar putea găzdui și competiții internaționale. Avem aprobate deja la Comisia Națională de Investiții, acel CNI, avem Compania Națională de Investiții, avem un bazin olimpic lângă strand, 17 milioane de euro, iar la capătul din stânga, după terenul ăla de basket, spre Tarlaua 32, avem o sală a sporturilor de 4.000 de locuri ultramodernă și deci vom completa superb toată această zonă care este Parcul Tineretului. Dacă proiectele decurg conform planului, anul viitor ar trebui să înceapă și lucrările de amenajare a noilor investiții.